Plai cu dor de pe EtnoTV a rămas săptămâna aceasta în București, în special pentru a vă prezenta cele mai importante momente ale festivalului de bere care se desfășoară în spatele stației de metrou Grozăvești vis-a-vis de restaurantul La Jăratic. Festivalul va încânta iubitorii de bere timp de 10 zile, în perioada 30 septembrie și 9 octombrie, între orele 17 și 2 noaptea. Beer Fest, distracție maximă, bere multă, mâncare tradițională românească și nemțească, muzică bună cu cele mai în vogă formații autohtone. Dragi bucureșteni, la restaurantul Jăratic vă așteptăm 10 zile de acum înainte la Festivalul Berii Germane, cu muzică bavareză, cu delicatesuri, cu tot ce este mai frumos, cu voie bună. Vă așteptăm! Cei care vor trece pragul festivalului vor avea parte de multe surprize, concursuri tradiționale și tombole, prin care se pot câștiga numeroase premii în beri. Mare aglomerație. Ce se întâmplă astăzi aici? Bună seara! În seara asta organizăm un festival al berii germane. Împreună cu restaurantul La Jăratic am făcut acest eveniment. Este un eveniment unde se consumă bere germană, beri prestigioase din Germania, cele mai populare, Warstein, Rottinger, Paderborner, beri de o calitate excepțională la prețurile noastre românești, ca să își permită orice bucureștean. Se vor consuma de asemenea cârnăciori germani și preparate tradiționale germane. O să avem muzică extraordinară, în seara asta este compact, vom avea alte formații, trupa Taxi, Timpuri Noi, formații pe care bucureștenii le îndrăgesc. Și vă invităm pe dumneavoastră și pe toți bucureștenii să vină aici în următoarele 10 zile. O să fie un festival extraordinar și ne face plăcere să veniți împreună cu noi. Este părerea dumneavoastră despre acest festival și vedeți că am aici în spate firma unui restaurant interesant, odată că se numește La Jăratic, asta înseamnă un fel de căldură pe care noi în petrecerile noastre. Că aici e o zonă a petrecerii, e o zonă în care ne simțim bine. Ce se întâmplă? Cineva, nu știu cine, eu sunt absolut întâmplător aici și mă simt bine, cineva a avut această inițiativă de a aduce în România, nu? În atenția românilor, un festival al berii. Sigur că e preluată ideea de la germani. Eu am fost și la München și am văzut acest festival la München într-un restaurant, tot așa de, că e foarte bine organizat aici, sunt
foarte multe mese, e un cort imens, sunt lucruri minunate care fac deliciu acestei seri, adică sunt și din partea artei culinare niște exemplare ieșite din comun, dar berea este principala atracție. Oktoberfest, nu? Cântă o fanfare ca și în Germania, dar important este că am putea aici, și am văzut, eu m-am întâlnit cu mulți artiști astăzi, cu mulți colegi de-ai mei, important este să ne întâlnim. Berea e un liant spiritual, aproape aș zice, spiritual, pentru că să nasc idei, de aici putem vorbi mai departe despre alte lucruri care se nasc din această inițiativă extraordinară, vă spun, la Jăratec, astăzi e un eveniment. Eu particip la el cu tot sufletul. Vă invit și pe dumneavoastră să ajungeți aici din când în când, nu știu cât ține. Dacă ține 10 zile, e păcat să nu veniți în acest loc, lângă stația de metro Grozăvești. E foarte, foarte bine așezat locul, e un cort imens cu mese multiple și cu bere la indiscreție. Vă așteptăm la Jăratec.
de 24 septembrie, anul acesta, la Vama, în județul Suceava, a avut loc unul dintre cele mai frumoase festivaluri din zonă, Festivalul Hribului. Un adevărat târg al produselor tradiționale, un bun prilej de a valorifica potențialul turistic al Bucovinei și de a promova inegalabilele produse culinare tradiționale locale. Un program artistic cu cântece, jocuri de pe meleagurile nord-bucovinene, iar mai spre seară s-a continuat cu petrecerea alături de soliști vocale ai ansamblurilor Dor Bucovinean și Perla din Cernăuți, totul culminând cu un foc de tabără. Festivalul Hribului, unul dintre cele mai frumoase festivaluri din zona Bucovinei. Măria sa Hribul! Bine ați venit la Festivalul Hribului! Echipa noastră de la Etno TV a fost prezentă la eveniment și a surprins cele mai importante momente ale festivalului. A avut loc în fața căminului cultural din Vama, loc în care s-au întâlnit participanții și invitații.
primar încă un succes al Festivalului Hribului. Vui datorați acest succes. Da, într-adevăr așa este și vreau să mulțumesc pe această cale Asociației de Turism Vama Bucovina, care s-a implicat, este o echipă puternică, oameni inimoși, au lucrat un an de zile și acum merită să se distreze, să-și culeagă roadele. De asemenea, vreau să transmit locuitorilor Comunei Vama, având în vedere că mâine vom continua o sărbătoare asemenea ca și Festivalul Hribului, zilele Comunei Vama, care includ și Festivalul Hribului și acțiunea de mâine. Vreau să transmit locuitorilor Comunei Vama multă sănătate, spor în toate și să dea bunul Dumnezeu și să ajungem la anul tot în asemenea, cu asemenea acțiune și să avem un an tot așa bun cum am avut și anul ăsta. Mă refer la partea de agricultură și transmit tuturor gospodarilor multă, multă sănătate și multe împliniri. Vă mulțumesc! Badale, din nou ne-am întâlnit la un succes al asociației dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre acest lucru? În primul rând vă spun bun revenit în Bucovina, în Vama, în inima Bucovinii. Mă bucur că dumneavoastră apreciați acest eveniment ca fiind succes. Abia am dat startul, sperăm mâine seară să-l declarăm un succes. Este vorba despre Festivalul Hribului, festival târg al produselor tradiționale pe bază de fructe și ciuperci de pădure, în tandem anul acesta cu zilele Comunei Vama. Acest festival este la a treia ediție și de la an la an, după cum ați observat și dumneavoastră, am progresat, am crescut, așa că cătinel ajungem la grădiniță și sperăm ca și în viitor să fim la fel de uniți, la fel de creativi și inventivi în a perpetua acest eveniment. Festivalul Hribului este o inițiativă a Asociației Turistice Vama Bucovina, un eveniment creat de noi în scopul promovării structurilor de cazare din asociația noastră, dar și a gastronomiei și bucătăriei locale, în scopul promovării zonei, intereselor noastre și mai ales a resurselor generos oferite de pădurea bucovineană, resurse de ciuperci și fructe de pădure. Din păcate, sunt centre de colectare care exportă masiv în Italia, în Spania, în Franța. Și atunci am zis, hai să ne orientăm pentru a valorifica noi aceste resurse, mai ales că bucătăria bucovineană se bazează într-un procent semnificativ pe aceste materii prime. Veți găsi de la aperitive, deci produse de start la masă, feluri principale și deserturi până la băuturi de genul sucurilor, siropurilor, răcoritoarelor, având drept materii prime fructele de pădure și ciupercile de pădure. Vă rog un cuvânt pentru telespectatorii, n-o transmis de aici de la dumneavoastră din Vama. Ce pot să spun mai mult decât vă așteptăm cu mare drag în bătătura caselor noastre, în Bucovina, în ținutul mănăstirilor, unde sunt oameni harnici, destoinici și bucuroși de oaspeți. Veniți în Bucovina! Mulțumesc! Mare drag!